Aici. Ce ați discutat? E toată lumea cornită? Da. Da. Sincer să vă zic că sunt un pic într-o stare de șoc. Poate voi jurnaliștii ați mai intrat în acest minister. Dar cum arată spitalele din România, așa arată și acest minister. Nu-mi vine să cred că un minister al sănătății poate să arate în halul în care l-am văzut eu. Cum arată Ministerul Sănătății, arată și sistemul, nu? Spitalele. I-am reiterat domnului Voiculescu faptul că trebuie să-și dea demisia pentru că e o chestiune de asumare politică. Credem că în interiorul USR Plus s-or mai găsi probabil și alții care se poată ocupa funcția de ministru al sănătății. Am venit cu niște propuneri concrete. Care sunt acele? Aur. Vă rog, lăsați și reporterii, domnul Ceaușescu, să pună întrebări. Aur dorește să renunțe la banii de la finanțarea partidelor politice. Sunt aproape 4 milioane de euro. Și vrem să oferim acești bani pentru construcția unui spital anul acesta. Se poate lucrul ăsta și e cât se poate de concret. Trebuie modificat textul legii finanțărilor politice, trebuie adăugat faptul că se pot construi clădiri sociale și de sănătate publică. Și pentru asta i-am cerut sprijin ministrului Voiculescu și cerem ministrului Câțu să ne acorde acest sprijin, să dea ordonanță de urgență cu privire la legea partidelor politice, să putem finanța, să putem direcționa acești bani pentru construcția unui spital, până la fonduri europene, până la planuri de 2024-2030. Haideți să construim un spital. Uitați, noi nu folosim niciun leu din acei 4 milioane de euro și îi dăm către un spital. E o propunere cât se poate de concretă. O altă propunere pe care am avut-o și unde a existat deschidere, sperăm să înțeleagă toată țara că suntem într-o situație de urgență. Acum trebuie declarată stare de urgență cu adevărat. Poate nu în martie, în aprilie. Acum este o stare de urgență. Trebuie să trecem peste iarnă cu aceste spitale în condițiile în care le știm cu toții. Și fiind o stare de urgență, noi am venit cu o primă propunere din starea de urgență, cei de la Ministerul Apărării să ofere generatoarele către spitale, pentru că există un surplus de energie electrică consumată în perioada asta și trebuie să vină dintr-o sursă externă. Și propunem ca generatoarele de la armată să fie direcționate către spitale. Este o stare de urgență, oameni buni. Nu am văzut nicio grabă în interiorul acestui minister sau de la domnul ministru să aplice astăzi, mâine, poimâine măsuri de urgență. Trebuie să ne grăbim cu toții pentru că vor mai muri români. Viețile românilor contează. Ați stat o oră în birou. Ce v-a spus ministrul? Cum v-a răspuns la fiecare propunere? Am vorbit despre niște termene, pentru că în conferința de presă de ieri nu a dat niște termene, niște chestii generale pe care le tot auzim și de la președintele Iohannis de fiecare dată când apare o tragedie, dar niciun termen. Și săptămâna viitoare a spus că va da niște termene legate de situația actuală a spitalelor și în 14 zile. Asta am cerut noi, lui a spus că în plus sau minus asta cerem noi, în 14 zile, măsuri concrete legate de depolitizarea conducerii spitalelor și termene clare privind construcția viitoarelor spitale. Asta cerem noi. Suntem într-o situație de urgență. Primul ministru să declare această situație de urgență pentru că știm cu toții ce se întâmplă în spitalele din România.
și să se acționeze ca într-o situație de urgență, să fie armata, poliția, jandarmeria, nu, hai să facem ceva concret, că e vorba de sănătatea românilor. Parlament. Mor mult mai mulți oameni în spitalele din România decât în orice altă epidemie, pandemie și așa mai departe. Nu știu, m-a speriat un pic ce am văzut în ultima oră în Ministerul Sănătății. Dar ne puteți descrie ce ați văzut, ceva a impresionat atât de tare? Urât! Ce v-a impresionat așa? Biroul, de sălile. Totul arăta ca în anul 1980. Horror. Totul acum. Adică liftul, în biroul ministrului cum era, că Bănescu ați ajuns acolo? Fost într-un birou a unui secretar de stat și era ca în 1980. Așa sunt și spitalele, sunt aceleași spitale din 1980. S-a mai construit un spital în ultimul 31 de ani. De a spital. Deci vă dați seama. Spitale noi, dacă nu s-au construit. Demersul în Parlament rămâne privind moțiunea simplă la adresa ministrului Stănescu. Am înțeles că alt grup parlamentar va iniția. Noi dacă, da, noi o să votăm dacă nu există aceste termene oferite publicului, niște asumări clare ca un manager, dacă vreți. În 2 săptămâni fac asta, în 4 săptămâni fac asta, că altfel iar dăm, nu, n-am putut din cauza sistemului birocratic. Dă-ți demisia, dacă nu poți. V-a spus de câți bani ar putea avea la bugetul de stat în acest an? Ce fonduri primește? Domnul ministru era mult mai orientat către fondurile europene. Din experiența noastră, fondurile europene durează pe exerciții bugetare multiple. 3 ani, 5 ani, 6 ani. Noi vrem acum, soluții acum pentru spitalele din România. Oameni buni, români, treziți-vă că murim în spitale. Declarați starea de urgență pentru că acești politruci, ori de stânga, ori din dreapta, au furat din banii pe care noi îi plătim lună de lună la bugetul de stat.